V-a fost vreodată foame noaptea și nu aveați de unde să vă comandați mâncare pentru că era totul închis? Ei bine, eu am avut problema asta de extrem de multe ori, așa că astăzi o să mergem la singura sursă de mâncare pe care o ai noaptea, și anume benzinările. Eu alături de Gami și Sebi o să mergem la benzinărie și o să vă spunem care vă oferă mâncare mai bună și la un preț mai bun. Și băi, suntem la prima benzinărie, la Carbogaz. Mascuța! Asta nu știu cât de populară e, că până acum am văzut-o numai aici lângă cartierul nostru. Scrieți-o în comentarii dacă aveți la voi în oraș Carbogaz și azi de ce băieți de mâncare. Deci băieții de la Carbogaz chiar au un meniu foarte interesant. Au aici un burger. Au semișurile astea pe care eu le iau de fiecare dată când plec undeva de dimineață, pentru că simt foarte bine de fapt. Mama, mai ram pentru Gami. Mama, și e și de la șmecher, nu e de la fraier, gen. Gami tot timpul bea era. N-am văzut niciodată macaruns într-o benzinărie, mi se pare. Puteți avea niște macaruns de ăștia, vă rog? Da. E o cutie mică sau mare? O cutie mică, să ne gustăm așa. Aoleu, nu vă cred, aveți fresh de portocale din portocalele astea? Vreau și un fresh de portocale. Băi, ești nebun. Mamă, n-am mai fresh din portocale, din portocalele alea. Nu, alea stai, de stai. Alea de poză și mai sunt niște portocale. Ai văzut asta la benzinărie, că n-am văzut? Da. Mă alimentezi, gen? Ce mai aveți special ce nu e în orice benzinărie? Noi astăzi mergem la foarte multe benzinării, suntem care e cea mai șmecheră. Știi că e de Iagăr. Da. Pentru drum, așa. Pentru drum, numai pentru șofer. În primul rând, aceste praline nu le veți găsi. Ok, hai să vedem mai multe. Benzinărie. Hai să vedem mai multe. Arome. Alea sunt asta iară e bun. Aoleu, fistic? Da. Mamă. Da. Alea le testăm zilele următoare. Eu vin foarte des aici că e super aproape de casă. Băi, e foarte curios ce gust o să aibă freșul de portocale. S-ar putea să aibă gust de grapefruit, s-ar putea să aibă gust de struguri. Nu știu, stați până în următorul episod să aflați, că și noi suntem curioși ce gust are freșul de portocale. Scrieți în comentarii, că noi nu știm. Și mai aveți locații în restul țării de Carbogaz, că eu n-am mai văzut. Ilfov. Așa. Și București. Ah, unde ești mecheria, gen? Colentina, Copasului. În premieră, doamnelor și domnilor, aflăm ce gust are freșul de portocale. Gen orange, așa, nu? Mamă, să fiu al naibii, are gust de portocale. Ca și mai stoarce portocale și le punem într-o băutură. Mamă, nu-mi vine să cred. Haide, mă, gustul ăsta. Hai să vedem burgerul. Cum chiar sunt bune, am mâncat macaroni mai nașpa. Deci e relativ ieftine. Cât a fost? Nu știu. Cât de bădit? Uite, bun aici. Cât a fost? Nu știu. 15 lei macaroni. E bine, mă, ce ai? 2 lei un macaron. E bine. Hai vedem burgerul cum e. Arde. Îl va fi încălzit. Ești prost. Bun? Da. Chiar un pap, chiar dacă te mint, efectiv e ca dublu cizul de la Mac. 16 lei. Băi, e non-stop, gen. Asta e șmecheria. Nu mi se pare mult. Mamă, dar astea, bune rău. Wow. Și acum drive-ul se închide, băieți, dar benzinăria rămâne deschisă. Băi, eu chiar sunt foarte surprins de asta, că chiar e bun, adică n-am venit când nu credeam că mănânc tot, știi? Dar chiar foarte bun. Mamă, e nebun? Chiar sunt curios cine o să bată asta. Ia să vedem. Deci tu ai cu alune. Ia să iau vedem. Cu fistic. Cum e? Cât e o pralină de asta? Nu știu, 2,50 una. Hai să vedem, dacă merge de-a. Asta a fost, dar cred că mi-e bună cu chestic. E cam neagră ciocolata, amară. Zbrăiul asist. Am ajuns la a doua benzinărie, avem aici un Petrom, care are și Ocean, care are și Subway. Deci e un fel de mai mult într-unul, hai să vedem ce putem să filmăm înăuntru și ce putem să mâncăm. Mie îmi place foarte mult Subway, să știți. Not sponsored, băieți. Da. Și băieții am intrat înăuntru și văd că băieții au chiar foarte multe chestii, adică zici că ești în supermarket aici, uite câte sunt, ai vreo până aceea. Lăsați-mi în comentarii dacă ăsta nu e cel mai bun pateu, sincer, not sponsored, Mandy, dacă îmi dai un mesaj. Ăsta e cel mai bun pateu, bă, băiatule. Vreau și eu unul cu vită și brânză. Mic. Prima oară când îmi iau vită de la asta, băi, chiar sunt curios dacă e bun sau nu. E bună vita asta? Da, e bună. Perfect, hai să vedem. Cu legumiți așa? Da, mie îmi plac legumele. Deosebire de Gami. Avem aici semișu cu niște cartofi și sos de la Subway. Avem băutură refill, adică... De care? Da, avem ceva băutură, vrei să te mint? Așa, avem aici mâncarea de la Subway. Cartofii sunt puțin cam transpirați, știi de care zic? Nu sunt crunchy. Da, mai bine nu-i băga la cuptor. Mă rog, sunt cartofii importanti, semnișul de aici. Sincerat? Sucuri fil. Și de ce mi-ai amintește mie vlogul ăsta? Toată copilăria mea, că eu știu, Severin se închidea totul la 10 și nu mai aveam de să mergi decât la benzinărie. Așa e și în Botoșani. Da? Când am văzut la Botoșani, am ieșit cu vara mea. Aveam?
la benzinărie. Și nu eram singur, gen, acolo era jumătate de oraș. Da, acolo e locul de înjire, că e singurul care e deschis după 10, că toate restaurantele se închid la 10, nu e nimic non-stop. Și dește că e destul de șmecher de fapt să ieși la benzinărie, că gen, ai de băut, ai de mâncat, ai baie, ai... Da. Adică decât să ieși în parc. Oricum, văd că ne întindem foarte mult cu vlogul ăsta, așa că să lăsați în comentarii la ce benzinărie din București și Ilfov ați vrea să mergem pentru partea a doua, că probabil o să dați like că sunteți nebuni și o să mă puneți să fac și partea a doua. La semi și o să stau cu vită, e mai mult decât ăla cu sala pe care îl mâncam până acum. Chiar îl recomand. Nu știu ce. Ia mă, dar... Ai mâncat niciodată pui teriyaki? Hai. Nu vreau. Da, mă, chiar n-am mâncat niciodată pui teriyaki la Subway, ia. Sincer, chiar nu-mi place. What the fuck? Prost, e mult mai bun. Niciodată. Dacă nu știu ce să vă luați la Subway, mergeți pe Salam, că e cel mai sigur. Am ajuns la ultima benzinărie de astăzi, un OMV, unde cică mâncarea este adusă de Viva. Hai să vedem cum e. Așa, băieții de la OMV n-au vrut să ne lase să filmăm înăuntru. Nu știu ce ar fi avut ei de ascuns, dar de la OMV ne-am luat un gyros. Nu știu dacă e cu pui sau cu vită sau cu berbecuț sau cu ce dracu fi. Da, cu berbecuț cred că e. Au făcut proțap în spate la benzinărie, știi, băieții, după program. Nu, da, cu benzinărie. Știi de ce fac mai repede? Știi de ce se închide la 12? Știi de ce se închide la 12 toate benzinăriile? Că fac băieții proțap, ești nebun în spate la... Vrei să duci tu la 12 noaptea la benzinărie, e închis. Dacă vrei să te piși, nu te lasă, ești nebun, te piși. Da, da! Ce? Nu înțeleg asta, de ce nu te lasă să te piși? Ok, e schimbul de tură, înțeleg, dar acum mai înțeleg, acum înțeleg. Dacă fac băieții proțap, nu ce vrei. A tău e gyros și al lui Sebi e rap. Bag, nu mai bag. Bagă-l, tata, bagă-l. Bă, tu vezi vreo carne? Asta are, e carne. Care, mă, carne ta și mănâncă. Dar nu e gyros veggie, ești nebun. Bă, ăsta e bunicel, dar are gust așa a iarba, condimente, e prea mult. Nu știu, nu-mi place așa mult. Da, okay. Da, am luat o gură de foaie de asta. E bună foaia? De foaște bună. Asta, ok, sănătoasă, ce e? E bun? Da, omule, că am luat acum pâine cu foaie. E bun, e bun, e zi, e bun, îți place, îți place. Vai, cum ar fi, gen, cum e pe tromul ăla cu Subway, să fie, nu știu, un... OMV cu Dristor, mă! Mă, mă! Mă, mea! Sau un mall, whatever, orice. Ce mai șmecher ar fi ăștia de la Carbogaz dacă ar face cu Dristor? Nu, am zis că-mi plouă în gură, ești nebun. Știi cum aș alimenta zilnic, ești nebun. Mame, cum? Asta e cu un fel de maioneză, așa. Și a fost și 16 lei, gen. Bă, ești nebun, e... E bun! Mamă! În caz că vă întrebați de ce suntem în mașină, pe lângă asta ne grăbim să ajungem repede în cartier, pentru că Sebi vă pregătește o veste extrem de mare pe care o să vedeți la el pe canal zilele următoare. Eu sunt foarte mândru de el pentru ce a făcut. Surpriză, surpriză! Surprize, surprize! Chiar sunt curios ce nume o să-i pună. Hai mă, să vedem cum e asta. Cum se pare gyrosul? Nu mă dă pe spate. N-aș mânca asta de plăcere, sincer. Mamă, asta e prost rău. Mi se pare că e mai bun un pic ăla. Varză, nu salata iceberg. Ce, mai bună varză decât salata iceberg? Nu aici. Subțire rău. Bă, dar asta chiar e picant. Mamă, e mai bună. Chiar e mai picant? E mai bună asta cu pui. Ăla cu pui e bun rău. Chiar da. Se deschide ușa la mașina ta, am mers? Nu știu, hai să vedem. Da. Amândouă, aparent. De ce trăiesc femeile mai mult? Cu aia încercarăm amândoi cu aia. Dar seama ce zic aia din spate, uite puștea, să dau jos. Adi s-a abonat după ultimul meu video și a câștigat 100 de lei. Dacă nu ești încă abonat, apasă acum pe subscribe, pentru că săptămâna viitoare voi da alți 100 de lei cuiva care se abonează în următoarele 7 zile. Iar când ajungem la 1 milion de abonați, voi mări premiul la 1000 de lei. Și dacă ești deja abonat, folosește telefonul de la un prieten, frate sau părinte și abonați-te de acolo și s-ar putea să câștige ei 100 de lei.